frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt. Mama, ce dulce, uimitor, mereu atrăgător, șoptim noi cu mult dor. Mama, florile de ziua ta, măicuțe-ți dăruiesc. Zilele mereu senire îți doresc. Cântece, prieteni! În această zi minunată, echipa Florării Ali a revenit cu mare drag localitatea Butea. De această dată merge către doamna Viorica să felicităm cu împlinirea frumoasei vârste și eu rămân sincer și călduros. La mulți ani, surpriza este pusă la cale din partea celor dragi care o iubesc enorm de mult. Mergem spre ea! Bună ziua! Bună ziua! Bucuroși de oaspeți? Frumos! Ne bucurăm dacă ne primiți un picuț așa la noastră. Mulțumim de suflet! Care vă iubesc enorm de mult. Bună ziua încă o dată, sunt de la Florării Ali din Roman. Și am, după cum se vede, o surpriză pentru dumneavoastră. O surpriză cu multe, multe dare frumoase, special pentru dumneavoastră alese. Nu mă așteptați. Cum să nu vă așteptați când aveți foarte multe persoane care vă iubesc, care vă doresc tot binele din lume și care vă mulțumesc pentru simplu fapt că existați în viața lor. Așa că trebuie să vă așteptați la orice surpriză din această lume, că este pentru cea mai scumpă ființă, și anume mama. Înainte să vă numim aceste daruri minunate, cum credeți? Cine ne-a trimis la noastră? De copiii din Italia. Da, sunt și ei implicați și vreau să vă spun că sunt toți copiii. Așa este, sunt toți copiii.
toți simt aceeași dragoste pentru dumneavoastră și același respect și aceeași mulțumire pentru dumneavoastră. Și dacă îmi permiteți, întâi de toate, îți mână acest buchețel minunat de floricele, pentru că suntem mai speciale și mai gingașe când avem o floricică în mână. Aici, când masa de sărbătoare nu trebuie să treacă fără un tortuleț, l-am adus pe acesta, că aveți nepoței care așteaptă câte o bucățică de dulce acolo, care se spune că dacă nu este tortul, nu este sărbătoare. Așa că să împărțiți la toată lumea și să le arătați că viața este frumoasă și dulce în continuare. O ajută și pe bunicuța să-ți iei? Da. Mai am aici și foarte multe fructe, așa, pentru dumneavoastră. Nepoții ca știi ce să facă cu ele, că auxale de gata. Auxale de gata. Și dumneavoastră să mâncați din ele și să vă vitaminizați, căci asta își doresc ei, să vă găsească sănătoasă și frumoasă totodată. Am să las la fel aici. Și mai avem și o șampanie, căci masa de sărbătoare nu trebuie să treacă pe o șampanie. Să turnați la toată lumea în pahare. Să turnați și să vă ureze la mulți ani, dar am să-i rog că acești ani să fie sănătoși. Sănătoși, căci dacă avem sănătate, avem de toate. Haideți dumneavoastră aici, adevărat a înviat. N-ați avut pastile, nu? Nu, dar nu-i nimic. Haideți dumneavoastră așa aici lângă noi. Mulțumim. Haide aici lângă noi. Bună ziua, mulțumim. Mulțumim, Aliona. Și avem aici o șampanie, o să vă mânc dumneavoastră, ca să o serviți pe doamnă ca pe o regină astăzi și să aveți grijă de ea în fiecare zi. Nu numai astăzi, ci în fiecare zi. Doamne ajută, să vă rog să țineți și șampania, da? Și avem aici și o ciocolată. Dumneavoastră, o să țineți dumneavoastră așa. Să vă îndulciți toată lumea. Doamne ajută. Doamne ajută, Doamne ajută. Are emoții, emoțiile sunt firești în viața noastră, căci dacă nu vom avea emoții, înseamnă că nu, exact, înseamnă că nu trăim pe acest pământ. Și mama asta are, comoara ei, și anume copii și nepoții, este cea mai de presus comoară care poate să o aibă. La fel, cei dragi mi-au dat și un mesaj de felicitare, cu multe, multe cuvinte de la mulți ani, dar și de mulțumire către dumneavoastră. Și dacă se poate să-i dau citire acestui mesaj, la mulți ani, frumoși și sănătoși, iubita noastră mamă. Primul chip văzut, primul cuvânt rostit, mama. Dumnezeu să-ți dea sănătate infinită, să ne bucurăm cât mai mult de prezența ta. În această zi specială, chiar dacă nu putem fi acasă, noi îți transmitem toată dragostea noastră și ne dorim ca zâmbetul vesel să strălucească întotdeauna pe chipul tău. Suntem mândri de o așa mamă. Ești un exemplu frumos pentru noi. Îți mulțumim pentru marea ta grijă maternă, pentru inima ta bună și plină de căldură, pentru dragostea cu care ne-ai crescut și ne-ai învățat să fim oameni buni. Te îmbrăcăm cu dor, au tăi copii, nepoți, gineri, dar și norori, care astăzi, chiar dacă o parte din ei sunt alături de dumneavoastră, o parte din ei nu sunt, dar să știți că și acolo în depărtare sunteți în sufletul lor. Și și-ar fi dorit și ei astăzi să vină aici acasă, să vă strângă în brațe și să vă dea aceste daruri minunate ei. Cred că niciun dar din lumea aceasta nu poate să înlocuiască copiii sau mama pe care o iubesc atât de mult. Și cu siguranță și-ar fi găsit și ei un loc la masa de sărbătoare. Căci așa este, o mamica îi strânge pe toți, grămăjoară acolo. Așa este. Dar din păcate, astăzi nu reușesc să vă deschidă poarta. Însă ne-au trimis pe noi, cu toții, să vă urăm la mulți ani. Mulțumim, la mulți ani sănătoși și fericiți. Doamne ajută, dacă dorim, exact. Dacă dorim, Doamne ajută. Doamne, m-aș bucura enorm de mult să vină acasă. Să vină lângă mama, lângă tata, lângă cei care îi iubesc enorm de mult. Am copil care nu l-am păzit vreo 9 ani. E greu. E greu. Dar cu siguranță vor veni acasă ori de câte ori vor avea posibilitatea. Cu siguranță și nici acolo unde sunt ei nu e totul roz. Este greu și acolo, căci nimeni nu-i așteaptă exact cu pâine și cu sare. Căci cum este așteptată de mamă acasă, nimeni în această lume nu așteaptă. Mama îi așteaptă cu inima sinceră, deschisă, dar și cu brațele deschise. Și asta contează cel mai mult. Și cu siguranță va veni. Să-i transmiteți acolo un mesaj, poate vă aude și vine mai repejor acasă. Ne transmitem sănătate, să dea Dumnezeu să ne întâlnim cu bine.
Nu, eu trebuie să vin acasă. Când ori putea să vină ei, poate s-a terminat cu pandemia. Ne ajută. Suntem în cubini, să fim toți sănătoși. Și eu am lucrat în mine 21 de ani, am picioarele dusă, deci... E greu. E greu peste tot, căci dacă e nu greu, muncești, nu ai. E greu. Așa este. Și copiii vă mulțumesc pentru tot. Să și știți că sunteți... Noi le mulțumim și Dumnezeu lor și la copilașilor. Ați făcut foarte multe sacrificii pentru ei. Da. Și faceți în continuare. Mama, așa este. Cât și până la adânci bătrânețe asta va face cu siguranță. Le va oferi copiilor săi tot ce pot ei mai bun. Și le vor purta de grijă până vor fi mari. Că asta este părintele, bine, să aibă grijă. Cu siguranță sunt mari. Mulțumesc, nu. Dacă... Mulțumim. Să ne rugăm pentru ei. Mulțumim. Haideți să facem.